Ce alte schimbări importante au fost sau urmează să fie în zona de taxe în România? În ultimul an versus, nu știu, ce urmează în perioada următoare? În perioada următoare nu avem niște modificări anunțate, preconizate, niște modificări semnificative în ceea ce privește cadrul fiscal, codul fiscal. Există mai nou și chiar zilele trecute și este în dezbatere publică acest proiect de amnistie sau restructurare fiscală pe cele două categorii de contribuabili cu datorii peste 1 milion de lei și sub 1 milion de lei, care, mă rog, e o măsură care poate fi discutată cu argumente pro și contra. Există un proiect de cod fiscal care este în discuție cu reprezentanții Ministerului de Finanțe, este și acesta pus în dezbatere publică și din ce am văzut, există această dorință a autorităților ca în aproximativ o lună, două luni maxim să acestea să intre în vigoare. Este, am văzut tot așa în spațiul public, declarații cu privire la posibilitatea reducerii cotei de TVA. Noi am mai avut niște reduceri de cote de TVA, dar nu cota standard. Am avut reduceri de cote de TVA pe anumite produse bio-tradiționale, produse alimentare. Se discută posibilitatea reducerii cotei de TVA, în prezent avem 19%. Și am văzut anumite discuții cu privire la reducerea acesteia până spre 16%, adică spre minimul prevăzut de către directiva europeană, care ne limitează la 15%. În prezent, cu 19%, suntem undeva pe la media Uniunii Europene, ca și grad de colectare. Cum vedeți această potențială reducere? Ar fi benefică sau nu pentru economie? Vă dați seama, taxa pe valoare adăugată este o taxă pe consum. Orice reducere acesteia e binevenită, ca să spun așa. Doar că ea trebuie, orice asemenea măsură trebuie gândită dintr-o perspectivă mult mai largă. Dintr-o perspectivă bugetară, pentru că dacă reducem taxa pe valoare adăugată... Și aveam și gap-ul de 37-38%. Bine, o reducere, o cotă de TVA redusă, se spune că favorizează mai puțin frauda, da, pentru că acolo unde este TVA mare se încurajează, există această tendință spre fraudă, dar ea trebuie gândită și analizată într-un context mult mai larg în ceea ce privește resursele bugetare, pentru că dacă am o reducere de TVA, dar după aceea mă duc și suplimentez această pierdere de venituri la bugetul de stat cu alte măsuri, cu creșteri de taxe în alte zone, s-ar putea să nu fie cea mai fericită măsură. De aceea, orice asemenea măsură trebuie analizată mult mai larg. Nu dacă suntem de acord sau dacă ne place o reducere de TVA. Bineînțeles că toată lumea e fericită, în special dacă ne referim la populație, cu o reducere de cotă de TVA. Dar în condițiile actuale, eu zic că România are o cotă, cum spuneam, pe media Uniunii Europene, o cotă echilibrată. Avem niște reduceri pe ceea ce înseamnă produse alimentare, ceea ce este un lucru foarte bun. Și eu cred că suntem într-o linie oarecum pozitivă în ceea ce privește acest lucru. Dacă va fi o reducere de cotă de TVA și aceasta va fi dublată de un efort al autorităților fiscale în ceea ce înseamnă creșterea gradului de colectare și reducerea porției de evaziune, fără a fi dublată, cum spuneam, de alte măsuri fiscale negative în alte zone, atunci, bineînțeles, va fi o măsură pozitivă. Clienții dumneavoastră, când, nu știu, primesc o facilitate fiscală de acest tip, transpun și în prețuri? În mod normal așa ar trebui. Și așa ar trebui ca această reducere de cotă de TVA să fie transferată mai departe și pe zona de preț. Bineînțeles că au fost, și știm foarte bine că au fost anumite discuții în trecut, atunci când am avut reduceri de taxe sau reduceri de cotă de TVA, au fost anumite discuții cu privire la modul în care această reducere s-a reflectat și în prețul final, adică dacă a simțit-o și consumatorul final. Aici eu cred că, în mod normal, da, așa ar trebui să se întâmple, dar eu cred că dacă nu se întâmplă acest lucru, sunt instituții, abilitatea statului care ar trebui să monitorizeze acest lucru și au pârghile necesare pentru a interveni, pentru că nu e normal să se întâmple așa ceva.
Legat de amnistia fiscală, cum vă poziționați? Amnistia fiscală este, v-am spus, este un subiect destul de complex cu privire la, mă rog, oportunitatea unei asemenea măsuri. V-am spus, autoritățile fiscale, mă rog, reprezentanții Ministerului de Finanțe, în ultima perioadă au și evitat să pronunțe acest cuvânt de amnistie, l-au redenumit-o ca fiind o restructurare fiscală. Și ea chiar este o restructurare fiscală, pentru că vine cu anumite noutăți față de amnistiile cu care am fost obișnuiți în anii trecuți. Există un plan de restructurare acestor datorii pentru contribuabili care au datorii peste 1 milion de lei. Este o restructurare a datorilor cu un plan de restructurare care va fi aprobat de către autoritatea fiscală, monitorizat, el va fi certificat de către un expert independent. Deci este cumva altceva și din ce am văzut și ce am discutat cu cei de la ANAF și de la Ministerul de Finanțe, ei privesc, au privit lucrurile destul de pragmatic aici, pentru că sunt foarte multe arierate care s-au acumulat și privesc lucrurile destul de pragmatic în sensul că intenția acestora este de a recupera niște sume la bugetul de stat. Pentru cei cu datorii sub 1 milion de lei, nu avem, cel puțin conform acestui proiect care există în prezent, nu avem o reeșalonare, dar avem o scutire de accesorii, de dobânzi și penalități, în condițiile în care acestea sunt plătite într-o anumită perioadă de timp. E discutabil și aici vis-a-vis de posibilitatea sau de imposibilitatea acestora de a-și restructura și ei partea de obligații principale, dar din perspectiva procesului de administrare cred că ar fi fost destul de complicat pentru a avea pe toată lumea cuprinsă în acest program. Da, este un subiect care, ceea ce este îmbucurător și pot să afirm acest lucru, este că a existat un dialog destul de bun între mediul de afaceri, între consultanți, organizații profesionale și Ministerul de Finanțe. Un dialog început din timp. Nu ne-am trezit cu o măsură de acest gen și implementată peste noapte. A fost un dialog foarte bun, s-au făcut foarte multe propuneri de îmbunătățire din partea mediului de afaceri. Foarte multe din aceste propuneri au fost acceptate de către autorități. Sperăm ca în curând să avem o formă cât de cât finală a acestui proiect și să sperăm că și implementarea va fi în mod corespunzător. Văzând execuția bugetară de până în prezent, credeți că până la finalul anului am putea avea niște surprize, niște creșteri de taxe? În prezent, din informațiile pe care le am, nu sunt premisele unor asemenea creșteri în perioada următoare, dar bineînțeles niciodată nu e prea târziu și experiența anilor trecuți ne-a arătat că se pot întâmpla foarte multe într-un interval foarte scurt și în special spre finele anului. Eu sper sincer să nu mai fie, v-am spus, există un proiect de modificare de cod fiscal și nu sunt măsuri suplimentare de ce privește creșterea fiscalității și sper, nu am nicio certitudine, că nu vom avea surprize spre finalul anului, adică ne vom încadra și noi în această linie de predictibilitate pe care mediul de afaceri o solicită în mod continuu autorităților fiscale. Dar e doar o speranță, vom vedea ce va fi.